Cele mai multe bilete de tratament balnear alocate pensionarilor olteni sunt în Căciulata, 42 la număr, urmează Olănești cu 34 de bilete, Herculane 32 de bilete, Govora 31 și Călimănești 18. La polul opus se situează stațiunile de pe malul Mării cu 10 bilete la Saturn, 8 la Eforie Nord și 4 la Mangalia. În cadrul seriei 9, pensionarilor olteni le-au fost alocate 242 de bilete. Acestea au fost distribuite în sistem informatic persoanelor care au solicitat în cerere ca perioadă de prezentare în stațiune intervalul 22-26 iunie. Seria are dată de plecare 22-26 iunie 2016. Persoanele cărora le-au fost repartizate aceste bilete se găsesc pe site-ul Casei Județene de Pensii Olt și la sediul instituției noastre. Aceste persoane pot ridica biletele de tratament în zilele de luni și miercuri, între orele 8 și 16.30, până în data de 13 iunie inclusiv. Cu data de 14 iunie, biletele rămase disponibile din această serie vor fi afișate pe site-ul casei și la sediu, urmând a se vinde în data de 15 iunie 2016. Biletele rămase nevalorificate sunt declarate disponibile și vor fi scoase la vânzare după data de 14 iunie. Acestea pot fi solicitate de către toți pensionarii care au depus cerere de acordare, chiar dacă perioada diferă.